Sub fereastră curge un râu, sunt lacrimi de ale mele, fetițele cu șorțul mreu își spală fața mele. Și când mă duc, le-am uitat, voi nu mai știu. Și ce e pijama cu o sărășie de jaspă, de ce să sui sus. Ce pierde acolo? Asta e. Eu tot bunica. L-am lăsat aici, s-o duc și s-o culc. Precinte poale mră. Important este să părăsim lumea asta atunci când suntem inutili, după mine. La un moment dat, totuși, viața nu mai are rost când nu mai poți fi conștient de tine. Asta e o mare realizare, să poți pleca, să te ia Dumnezeu când ești inutil. Pentru că nu e o fericire pentru cel care supraviețuiește, fiind inutil așa și fiind o problemă pentru ceilalți. Și crezi că bunica a devenit inutilă? Ea își exprimă dorința de a muri. Deși, din punctul nostru de vedere, n-ar niciun motiv. Adică încă merge, are nepoți, are strănepoți. Uite, șupa astea le-am accelerat. Uite, aici mi-a făcut la fie. Deci copilul este mare. Da, mi-a dus mai toai volea. Ca ce să mai fac? Toate, băliu. La vale v-a rupt un crac de mărușeală. În grădină la vale. Și avea și aici stau un crac în spate. Dacă mai și. Că iau prea multe fructe și de greutate, se lasă. Hai băi, nu mai fac tu capi, că am și lovăt asta aici în față. Nu-i nimic. De niște șeapă acolo, cred că am uitat-o locul. Unde ți duci acum? Mă duc. Nu mai duc și doi nașii elanti ca să mai intru ea. Nu vrei să dormi un pic? Dar parcă am stat cu toată.
N-ai stat. Păi mă duc să mă culc. Hai, du-te și te culc un pic. Auzi, iei șepele și de cu de jos. Du-te acolo jos, am niște șapă. Unde? A, acolo. Du-te cu. Pe da. Patru șepe. Iei și le pui pe bancă. Da. Tot, să nu-l lași deschis. Să nu-l lași mântre. Pui să te îngrădine, că nu cer. Dar nu mă închide. Am lăsat așa, dar să nu vă închidem, că ne-am pus și din grădină. Ai cel mai rapid preț în rețeaua 4G numărul 1, la cel mai bun preț în magazinele Orange. Ia faceți conversație. N-ai mai văzut așa ceva. Nu-i marcat. Când mâncam, nu vorbim. Tipuri de malți și nu trei ame. Trei. Tipuri de malți și trei de ame. Da. Trei. Și eu ce am spus? Ai spus noi mor trei cu trei tipuri de malți și trei ame. Și tu ce ai spus? Trei. Știu dintr-o carte, nu știu ce roman, ai citit un roman în care personajul bătrân, bunica familiei, orbise. Dar nu știa nimeni din familie că orbise. Pentru că în casa aia toate erau cu locul lor și bătrâna le știa așa de bine încât e totdeauna le lua firesc, le pune înapoi și mai făcea și ea, mă rog, ce mai putea face. Deci, obiecte, lucrurile, dacă nu au locul lor fix, foarte greu să le găsești după o anumită vârstă. Dar dacă le păstrezi, dar iau, toată viața iau tendința asta să le strângă, așa zice, nu zice că le ascunde, le strânge și le schimbă locul mereu și mereu nu știu unde sunt banii. Azi bătrâne ar zice, du-te mă banii, să știți unde-s, cu închide ochii mă împoimă și trebuie să știți de unde se luați. Păi el nu are plan treaba asta deloc. Bancă zicea că ar să-și pună un corcoduș prin grădină, să fac corcoduș și să fac rachiu. I-am zis, dar cine faci rachiu, Matale? Iată, vine și fotografiază, dar n-a zburat. Dar o și-a zburat un porumbel de șer. Bună, ai găsit banii? Ha?
Ai găsit banii? I-am găsit, ne-au pus înapoi. Da. Cine i-a luat, i-a pus înapoi. Da, nu trebuie să iei. Eu n-am luat nici 5 bani de la nimeni. Câte ori am găsit bani pe masă, pe polo, pe... Ne-am luat un ban. Dar poate uita, mă, tale, unde e pus. Ce? Banii. Care bani? Care ai zis că s-a dispărut. Ei, când nu a dispărut, mai înainte nu mai dispărut. Eu plec mâine. Pleci? Da. Și mă duc și la București. Da. Ei iau iurnul de acolo? Da. Și unde duci? În și țară? În Londra. La Londra? În Londra, dar Londra unde și țară-i? În Anglia. În Anglia. Și acolo te duci? Da. Te așteaptă cineva acolo? Mă așteaptă, da. Colegi de-a tăi? Da. Îți fieti și goieți și... Da, de toate. Dar poate duci și cu ei, cu oameni. Dar din alte țări ei. Din alte țări. Și vă înțelegeți în limba așa? Da, vorbim în engleză. În engleză. Dar tu știi alea că e engleză, nu? Știu, da, învăț în ea. Eu cât mai vii în coș? Nu știu, la Crăciun. Eu tu atunci? Păi da. Am școală până atunci. E școală. Dar cât mai ai de învățat? Un an. Un an? Și unde dai examenele este? Acolo, în Londra. În Londra? Și ai mai dat? Am dat, dar până acum nu eram în Londra, eram în Danemarca. Și ai dat acolo? Da. Da. Și acum trebuie să spui că ai mai dat și Danemarca. Ei știu. Știu? Da. Asta e un fel de... E școală așa, mai superioară, cred că. Da, e master. Master? Așa da. Se cheamă. Bun. Bune, ți-e frică de moarte? Hai? Ți-e frică de moarte? Nu mi-e frică, dar de ce și-i frică? Că din contra. Pe acuz bătrână și nu mai pot și așa, mai fac, să mai fac ceva. Păi eu te-am zis, am făcut la bucătărie foc, am făcut mama Liguța, am așa mai făcut pe acolo.